Am înțeles că l-ai, adică i-ai dat întotdeauna cât ai putut, experiența ta, sfaturi și le-ai dat sfaturi și băieților domnului Șucu. Da, mă sună, mă mai întreabă, dar uite, sunt copii, sunt tineri, sunt care îmi scriu pe YouTube, pe canalul de YouTube, pe Facebook, pe domne, uite, copii sau părinți. Mm-hmm. Le spun, domne, dacă vă doriți să ajungă copiii fotbaliști, nu este suficient. Nu e suficient să vă doriți dumneavoastră. Trebuie să-și dorească ei. Robert, sunt curios că tu interacționezi cu ei, mai joci fotbal. Da. Cum sunt băieții familiei Șucu? Că lumea nu-i cunoaște. Pe domnul Șucu l-am văzut, pe doamna am văzut-o, pe copii mai puțin. El are doi băieți, nu? Doi băieți. Care-s la fotbal acum, nu? Da. Cel mare face o pauză pentru că este cu bacalaureatul, meditații. Cel mare care cum? Că nu-i mai știu. Este Șucu Junior, așa, da? Da. Șucu Junior, care acum este băiatul mare. Da, da, da. Și Andrei, care... Care joacă la Rapid. Am ambii joacă la Rapid. Așa, acum Șucu Junior face o pauză. Da, face o pauză. De la fotbal, de la fotbal, pentru că nu are timp să studieze. Concentrează pe școală. Să concentrează pe școală. Ce păi are examen de bacalaureat. Are da. Și sunt niște copii de un bun simț și de o creștere. Și celălalt, cum îl cheamă? Andrei, da, cel mic, 16 ani. Deci Șucu Junior și Andrei. Da, Șucu Junior, care e cel mare, 18-17 ani, și Andrei. Da. Uite, eu vorbesc cu ei, mă sună, le-am spus de 100.000 de ori. Spuneți-mi Robert. Domnul Robert. Nu pot? Nu, deși sunt niște băieți care au niște... Păi sunt niște băieți care... Deși hai să vorbim pe așa. Sunt băieții patronului. Sunt patronului de la Rapid. Oameni, pe acolo, la stadion, la doamnele care spală echipamentul, care sărumâna, doamnă, nu vă supărați, cu domnul care îi duce cu mașina, care... Cu domnul respectiv, cu șoferul, ei stau mai mult poate decât cu domnul Șucu, că îi ia de la școală, îi duce la școală, îi ia de acasă, îi duce la antrenament, de la antrenament, așa și așa mai departe. Și vorbesc cu domnul, cu dânsul. Vă rog frumos, i-am zis odată lui Andrei, i-am zis, zic, haide mă, zic, ce te mai, zic, nu te mai chinui atâta, că oricum ce să... Tai că tu are milioane, ce mai chinui, știi? Asta a fost sfatul tău motivațional. Nu. Ce te mai chinui, bă, Andrei, atâta? Nu, am vrut să... M-a sunat într-o duminică. Da. Sper să nu se supere domnul Șucu. M-a sunat într-o duminică, pe la ora 2, eram la masă. Da. Ce faceți, domnul Cine, Robert? Andrei. Da. Andrei, ce faceți, domnul Robert? Zic, fac bine, zic, mâncam, tu ce faci? Păi și eu am mâncat, eram pe acasă. Ce faceți după amiază? Zic, bă, Andrei, zic, nu știu, nu vreți să jucăm un tenis de picior? Bă, când vezi un copil la nivelul ăsta, că își dorește să facă, putea să se ducă mall, să cheme copii, putea să facă orice altceva. Putea să ia avionul privat spre la Paris, la un shopping scurt. Să se ducă la Disneyland sau nu știu, să facă orice altceva. Nu, să se ducă la un shopping scurt. Normal, nu? Când vezi un astfel de copil, nu? Bă, cum să zici că nu poți? Cum să zici că nu poți? Nu fac, Andrei, mai nimic. Aveam program. Zic, nu fac, Andrei, zic, da, vrei să jucăm tenis duminică? Da, haide să facem o mișcare. Bine, mă, haide, zic, hai că sun la teren să văd dacă e terenul. Așa și mergem și jucăm. Nu a avut cine să-l aducă și a venit cu taxiul din banii lui. Andrei. Andrei, da, unde care jucăm? Are, câți ani are? 16 ani. Andrei, 16 ani, fiul patronului. Da. Milionarului Șucu. Da, a venit cu taxiul. Și zic, ce faci, mă? Zic, nu te-a adus domnul șofer? Zice, nu, că azi e liber, că e duminic. Păi și zic, ți-ai cheltuit banii? Și... Da, că am vrut să... Zic, lasă-mă numai că oricum tu ai milioane, Andrei, ești milionar, ce n-ai bani? Știi ce mi-a zis? Domnul Robert, tata și cu mama, eu n-am nimic, eu trebuie să-mi fac. Mă, 15-16 ani. Care, cum zici tu, dacă se supără puțin, să urcă în avion și pleacă la Paris să-l vadă pe Mickey Mouse. Sau să vadă un meci. Nu, duminică să plictisea, nu a vrut să iasă cu colegii, nu a vrut să se ducă la mall, nu? Haide să jucăm un tenis de picior. Și jucăm tenis de picior. Și am jucat tenis, dar vezi cum sunt crescuți, cum n-am eu, mama și cu tata au. Eu trebuie să-mi fac. Și... Vreau să vă spun ceva. Lumea îl știe foarte mult pe domnul Șucu. Normal, a apărut,
Da, domnul cu parizerul, acum mai nou, acum știți cum e, acum așa e ironizat, dar a apărut enorm, fotbalul te explodează, ca să zic așa, din punct de vedere mediatic, da? Bun, deci fotbalul te explodează, dar îl știi mai mult pe domnul Șucu, doamna Șucu, Diana Șucu, da. Da, este mai discretă chiar dacă a fost om de televiziune și a fost un om de televiziune chiar de succes. Adică am văzut-o de multe ori cu o prezență mai mult decât plăcută și profesionistă. La parcă TVR, nu? Da, la TVR. Da, la exact, TVR. Exact. Da. Și n-a mai fost, mă rog. Nu știu, ideea eu de la că, TVR o știu. Ideea este da. Că e un profesionist. Bun. Dar ce vreau să vă spun? Foarte mare, cum să spun... Nu implicare, că implicarea se subînțelege. Un aport uriaș îl are ce face doamna Șucu în casă. Adică, cum să spun, știu sigur, din surse sigure, da? Că, de exemplu, la fel ca și domnul Șucu, și doamna Șucu pune accent total, da? Dar ca și domnul Șucu pe școală, pe educație. Adică nu există că ei sunt fotbaliști, uite, dovadă ce ne spune Robert, băiatul cel mare acum a luat o pauză de la fotbal, da? Și se concentrează ca să dea bacaloreatul, să ia note mari și așa mai departe și na, să nu ne mire dacă până la urmă o va lua pe drumul ăsta al cărții, da? Dar și domnul Șucu, dar mai ales doamna Șucu, sunt, cum să spun, carte, numai asta le spune, carte. Să învățați, să fiți educați, da? Să nu vă poată lua nimeni ce aveți în minte. Să fie bagajul vostru, nu contează că avem bani, că nu avem bani, ci al vostru și cunoștințele voastre, ale numai al vostru. Plecați oriunde în lumea asta și o să vă descurcați. Bani poți să ai astăzi, bani poți să nu mai ai. Și o influență formidabilă în casa Șucu are doamna Șucu, Diana Șucu, care, pe lângă faptul că este un om, cum să spun, foarte serios, cu niște principii foarte solide, așa, ține toate lucrurile astea, adică își dorește copiii ei să nu ia razna, știu eu, cum ar putea să fac alți copii, alți băieți de bani, gata. Eu am cunoscut pe cei doi băieți, sunt un bun simț incredibil. Nici nu zici că vorbești cu copiii unor milionari, da? Nu, habar n-ai. La fel, vorbesc respectuos, la fel, domnul Horia, adică te și simți nu știu cum. Da. Și asta pleacă mult, v-am spus, de la modul formidabil în care doamna Șucu îi educă, cum i-a crescut împreună, evident, cu domnul Șucu. E o familie de oameni educați. O familie de oameni pe care și Dan Șucu și Diana Șucu îi învață ce înseamnă și sacrificiile, ce înseamnă să fie banul tău și așa mai departe. Cum de altfel să știi, a făcut Copos. Copos, da. Pe care multă lume l-a înjurat, a scos om din Alexandra. Da. Eu știu că mergeam la Crau Plața. Asta face doamna Șucu. Doamna Șucu va scoate niște oameni din băieții ei. Vor fi niște băieți care vor duce tradiția și valoarea familiei Șucu mult, mult, mult departe. Nu știu dacă cu fotbalul sau nu, dar mult. Iar Andrei chiar e fotbalist, Andrei. Deci contează mult familia. Contează foarte mult ca ambii părinți să se implice. Iar familia Șucu și el și ea sunt niște părinți implicați pentru care respectul, de exemplu, față de cei din jur este sfânt, sfânt, sfânt. Copiii lor nu, nici musca, nu există să nu salute. Mai înțeles? Adică nici nu zici că sunt băieții Șucu. Da, da. Nu, nici nu zici că sunt băieții. Iar asta pleacă, v-am spus, de la părinți, da? De la Dan Șucu și de la această educație pe care doamna o dă, o educație cu dragoste, dar și cu fermitate și cu respect și aia. Și nu e ușor. Nu e ușor să-i spui copilului aia când copilul tău are de tot. Și anturajul în care se învârte. Da. Da, sunt numai copii de milionari. Da, gata, da, cum se zice. Că asta e expresia, chiar dacă sună urât. Da, da, da. Zice, uite, ăla pleacă nu știu unde, ăla uite ce ceas are, uite ăla ce... uite ce haine. Am uite prieteni ce... care au văzut și că doamna Șucu le spunea să vorbiți frumos cu cei de la bază, să fiți mai respectoși de două ori, tocmai pentru că pe voi vă cheamă Șucu și așa mai departe. Știi? Da. Deci copii extraordinari. Da, da. Cu bun simț, educați. Că nu dacă te întâlnești... Andrei ajunge fotbalist, după părerea ta? Da, eu zic că da. Da. Ce are joacă? O dorință, are o dorință ce extraordinară. Joacă? Al doilea atacant, număr 10. Uh-huh. Are o dorință, are un fizic frumos. Știe cu ea? Da, da. Da, uh-huh. Da. Se poate face jucător bun. Uh-huh. Și dorește de primă ligă se poate face? Da, da. Da. Uh-huh. Nu știu dacă de Rapid. Da. Nu știu dacă de Rapid, dar un jucător bun de primă ligă poate deveni. Uh-huh. Poate deveni dacă nu își pierde dorința asta și pasiunea care o are
care o are acum.